Un număr de peste 3.900 de persoane au fost tratate anul trecut de hepatita B, C și D, iar alți 2.350 de pacienți continuă tratamentul antiviral. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit sursei citate, începând cu luna decembrie 2016, în total, de această maladie s-au tratat peste 16.600 de pacienți odată cu introducerea unei scheme noi de tratament al bolnavilor de hepatită, cronice și ciroze hepatice virale B, C și D. Conform sursei citate, noul tratament a diminuat esențial costurile pentru preparatele antivirale utilizate și a crescut semnificativ rezultatele tratamentului cu o eficacitate de circa 97% pacienți tratați. Astfel, durata tratamentului a fost micșorată, esențial, iar eficacitatea a crescut. Totodată, pentru prevenirea hepatitei virale B, populația este asigurată cu vaccinuri gratuite, conform Programului Național de Imunizări 2016-2021. Pentru anul curent, este planificată vaccinarea HVB a 9.000 de persoane din grupurile de risc. Hepatita este o boală infecțioasă a ficatului care constă în distrugerea celulelor hepatice și poate duce în timp la apariția cirozii sau a cancerului hepatic. Există cinci tipuri de hepatită, A, B, C, D și E. La nivel mondial, 325 de milioane de persoane sunt infectate cu virusul hepatitei B sau C. Decesele cauzate de hepatită sunt în creștere, iar peste 60% dintre cazurile de cancer hepatic sunt cauzate de tratamentul tardiv al hepatitei virale B și C.